În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Liste de jos și iată o zi minunată. O zi de sărbătoare pentru parohia noastră, Sfântul Ioan Botezătorul, din acest nou cartier al Clujului. Și cartierul este nou și parohia este nouă. În primul rând, îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu asemenea zi. Îi mulțumim pentru toate darurile pe care le-a revărsat peste această parohie și am convingerea și nădejdea că Dumnezeu va fi alături de noi și ne va ajuta să ne ducem la bun sfârșit misiunea la care ne-am... misiunea care ne-a fost încredințată. În mod deosebit îmi exprim mulțumirea și recunoștința față de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, care, iată, cu toate că are o agendă foarte încărcată, astăzi a putut să vină în mijlocul nostru și împreună cu Preacuviosul Părinte și cu ceilalți preoți slujitori să sporească lucrarea Harului în această parohie. Preacuviosul Părinte, vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori puteți să fiți în mijlocul nostru. Părintele este un apropiat al parohiei noastre. Încă de la început a fost alături de noi. Prima donație care s-a făcut în această parohie i-a aparținut Părintelui și n-a fost o sumă mică. De asemenea, Preacuviosul Părinte are aici în parohie mulți fii duhovnicești. Și de aceea tare m-am bucurat când mi-a spus că o să vină să fie astăzi în mijlocul nostru. Îi mulțumim și îl mai așteptam cu drag. De asemenea, mulțumim celorlalți preoți, Părintelui Parasca Florin, inspector pe cateheză eparhială și totodată duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, care a venit și a fost alături de noi, Părintele Avram Simijdean, bine cunoscut dumneavoastră, pentru că a mai slujit și cu alte ocazii la noi în parohie, de la Clinica de Urologie și Transplant Renal, părinților diaconi, Adrian Medan, de la Centrul nostru eparhial și Părintelui Diacon Dan Văscu, colegul meu de la radio, directorul tehnic al radioului Renașterea. Toate transmisiunile care le-au zis de pe teren sunt asigurate, supervizate, cum putea spune, de către colegul meu Dan Văscu. Și el foarte prins, foarte ocupat, de obicei unde este în Alba Sfințitul, este prezent și colegul meu pentru a asigura sunetul, pentru a asigura transmisia pe radio, dar iată că astăzi, așa a fost vrea Dumnezeu să fie și el aici alături de noi. Așadar, iată, iubiți credincioși, capela noastră de aici, din această nouă parohie a Clujului, am putea spune că astăzi s-a transformat într-o catedrală. De asemenea, mulțumesc grupului Maria, cei șapte frați, fii de preot, cum a spus și părintele, care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Ei locuiesc la noi în parohie și mai așteptăm cu drag să vină să fie alături de noi. Nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru dragostea pe care ați arătat-o față de Sfânta noastră Biserică și față de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și ați venit astăzi într-un număr așa de frumos ca să fiți alături de noi la această sărbătoare. Vă mulțumesc! Bun Dumnezeu să vă primească jertfa și osteniala. Vreau să vă anunț foarte pe scurt programul pe săptămâna viitoare. Astăzi, începem cu astăzi, astăzi de la ora 18 vecernia, mâine, luni, vecernia praznicului nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, marți este sărbătoarea Sfântului, de la 10, Sfânta Liturghie, după masă, la ora 18, slujba vecerniei, iar miercuri, pentru că este ultima miercuri din lună, așa după cum ne-am înțeles, de la ora 18, Sfânta Taină a Maslului. Iar duminică, sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, program normal. Să rămâneți, pentru că am pregătit pentru toți cei prezenți un pahar de vin, o felie de cozonac și, de ce nu, o cafea. Să rămâneți să mai stăm puțin de vorbă, să mai socializăm, să ne mai cunoaștem. Iar acum vă invităm să veniți să vă miluim, iar pe Dumnezeu Părinte a pregătit pentru dumneavoastră, pentru fiecare, câte o cărticică.